Ei, a trecut destul de multă vreme de când nu i-am mai văzut aici la noi în studio împreună. Iată, îi avem astăzi alături pe Silvia Chifiriuc și Petre Roman. Bună ziua, bună bine ați revenit! Sărmâna, bună ziua! Avem un buchet de flori pentru doamna Sărmâna. Gata, mulțumesc din suflet, pentru că am să spun de ce. Așa? Lipsa mea cea mai grea în raport cu Silvia este că nu îi aduc flori întotdeauna. Ori ea este foarte, foarte, foarte sensibilă la flori. Deci, în momentul ăsta, Cove mi-a făcut un mare, mare, uriaș serviciu. Mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Mulțumesc și eu. Dar cât de să-i aduceți flori? Sau cât de rar? Uite, ce întrebări rele, domnule. Da, pentru că eu înțeleg ce spun. Foarte des, dar nu destul de des. Deci rar, trebuie revizuită suficient de des aici. Nu suficient de des. Exact. Recuperează când mergem pe munte. Are culege. Culege, da, da. Da, are el un gest atât de drăguț și delicat și vine cu buchețelul de flori și asta este minunat. De câmp, are de câmp. Da. Sunt foarte drăguțe, sunt gingașe, florile de culese, munte cu iubire. Au culoare foarte vie și. Da. Cum sunteți în perioada asta? În perioada asta, eu sunt chiar foarte bine, sunt fericită că am finalizat un proiect muzical. E un cântec foarte frumos, de dragoste, pe care îl voi lansa pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae, pe pagina mea de artist. Este dar un... nu de alegeri. Este un dar. Te rog foarte nu de alegeri, dragă. Este un dar muzical pentru fanii mei și prietenii mei de pe pagina mea de artist. Acolo vor putea intra și îl vor putea asculta și vedea, pentru că am filmat la Sinaia împreună. Asta a fost o idee așa... A dumneavoastră. Da, exact. Cu o zi înainte. M-am gândit că merg la Sinaia și el m-a întrebat... Urma să urce pe munte? Nu vrei să... Dar n-am mai mers pe munte. Fusesem cu două zile înainte. Da, n-am mai mers pe munte. Mi-a spus, nu vrei să te însoțesc și am spus da, cum să nu. Și atunci mi-a venit ideea, am spus cum, adică eu filmez videoclipul acesta, spun bine ai venit iubire și sunt singură, nu se poate, iubirea mea trebuie să fie cu mine. Și a filmat și el cu mine în acest clip frumos pe care îl așteptăm așa cu nerăbdare. Eu care am văzut, am fost foarte imediat și foarte plăcut impresionat și de cântec și de cum l-a cântat ea. Să vedem, să vedem. Așteptăm cu nerăbdare atunci să ascultăm. Da. Are cuvinte frumoase, e un cântec compus de un compozitor talentat de la Chișinău, dar o să vedem pe data de 6, ca să fie surpriză, să fie surpriză cu adevărat. Așa, din ce am mai tras niște concluzii, că vorba, am stat puțin de vorbă, culegem flori din pădure, cântece de dragoste, sunteți romantici? Sunteți romantici? Eu sunt și el este. A ținut să prezint, eu sunt. Da. Și el este. Și el este. Adică e și el, dar mai e. Și, da. Nu, eu cred că sunt și eu. Chiar sunt, poate că nu se vede neapărat lucrul ăsta, mai ales că am trecut și perioada asta în care am avut tot felul de răspunderi politice și atunci e greu să fii romantic. Poți să fii un om cu suflet, dar romantic înseamnă altceva. Am fost destul de surprins când o mare personalitate din Franța, Maurice Allais, care a luat premiul Nobel pentru economie, a scris o carte despre Europa și acolo spunea germanii sunt romantici. Nemții sunt romantici. Nemții sunt romantici, da. Da. Și după ce m-am gândit bine, am ajuns la... Da, mă, așa este. Da. Pentru că francezii sunt foarte legați de logică. Da. Britanicii foarte pragmatici. Și el zicea, nemții sunt romantici. Și cred că așa e. Să facem altfel. E romantic? Da. E. Da. E romantic, nu mă slăbește deloc. Ne completăm destul de bine. Nu pot să mai... Romantic pe stilul germanic, așa, n-ai să înțelegi. Cove, nu eu. Eu am înțeles exact. Mai degrabă pe stilul spaniol. Spaniol, da. De cât timp sunteți împreună? De cât timp? Că eu cu socotelile 14 respective... 14 ani. Nu prea. 14 ani. Yes.
14 sunt. Într-adevăr. Da. Și ce a ținut și, relația exact, în continuare da. Atât de profundă, adevărată? I-a sărutat mâna mai devreme? Adică sunt gesturi ca de bine, început, tot, să spun. Așa și început. Uh-huh. Adică așa, prima dată când ne-am cunoscut, așa a început, i-am pupat mâna. Adică i-am pupat mâna cu o atitudine romantică care nu putea decât să fie bănuită. Pentru că, uh-huh. în fine. Iar da. Eu i-am admirat era, mâinile era, era, care era la început, mâini era foarte corect, frumoase. Corect, era, corect. Da, uh-huh. Să rămână. Uh-huh. Da, da. E nevoie de eforturi zilnice să se mențină o relație frumoasă după atâția ani? Păi eu cred că atunci când eforturi. Începi să faci eforturi, deja nu mai e, poate că nu e ceea cuvântul, ce trebuie. Da, potrivit. Nu. Efortul, dar nu. Trebuie să ai grijă. Adică să ai... Grija, cred da. Că, să, ai, să, te gândești, să te gândești. Și să rămâi conectat cumva la... Pentru că exact atunci când ți se pare, și e valabil pentru absolut toată lumea, exact atunci când ți se pare că toate lucrurile sunt în ordine, de fapt, în mintea partenerului poate să fie ceva... Și atunci uh-huh. am sentimentul că trebuie să avem grijă, să fim, uh-huh. da, să fim atenți, să fim grijulii. Eu am constatat de multe ori că în momentul când am făcut un gest care, pe care mi, să zicem, am simțit că trebuie să-l fac, el a fost excepțional de bine receptat, primit. Da. Adică cumva avea nevoie de el. Da, și uite, să încerce fiecare lucru ăsta, să vedem. Eu cred că au numai de câștigat. De ce mai e nevoie, dincolo de dragoste, pasiune și așa mai departe, de ce mai e nevoie într-o relație ca acea relație să fie una sudată? Nu știu, să, ca cei doi parteneri să aibă pasiuni comune, să, nu știu, să petreacă cât mai mult timp împreună? Păi, în cazul nostru, lucrul ăsta s-a concretizat. S-a întâmplat. Da. Adică am constatat că... De la bun început, când i-am propus să meargă cu mine pe munte, a zis, așa? Da, merg și eu pe munte. Da, și da, da. A făcut multe ascensiuni împreună cu mine. E un lucru, adică e foarte, și ea e foarte, uh-huh. Silvia este și ea foarte dornică să meargă pe munte. Și apoi, vă este ușor să vă imaginați că e vorba și de Petrus. Da. Da, că e vorba și de Petrus. E... Bine, ce face? Aveam nevoie să înlocuiesc lipsa mării și să... Corect, da! Înțelegi, am copilărit și am crescut la malul mării. E aici, în inima mea, pentru totdeauna, e colțișorul bine, bine păstrat. De la mare am luat-o. Da, 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 da. Dar muntele pentru mine este într-adevăr... O pasiune, a devenit o pasiune, e o asta, bucurie. Aveai pasiunea asta înainte sau nu aveam. Avea după ce nu, l-ai nu, cunoscut aveam, pe Domnul Roman? Nu, nu, nu. Prin prisma acestui cavaler da. Minunat, am deprins această plăcere și această bucurie și cred că apuntam și numai. Gesturile romantice acolo în vârf de munte. E, cum să nu, păi nu pot să spun chiar tot. Știi cum e. Da. Da, ok. Ok. Asta mănânci o conservă, știi, când ești în vârf de munte, da, frumos, exact. Faci un picnic, pac. Nu? Ne... Nu se mănâncă? Nu știu, eu mă gândesc la mâncare când pleci o munte. Adică n-ai un moment în care faci o... Ne descurcăm, ne orientăm. Ne descurcăm cu ce avem. Pe moment, nu-i așa? Da. V-aș propune să oprim pentru câteva momente discuția, rugându-te, Silvia, să ne cânti ceva. Vă cânt, da. Acum urmează să vă cânt un cântec pe care eu l-am mai cântat. Este un cântec din noul, face parte din noul meu proiect, Ulala, pe versurile și muzica Mariei Stoianov. Perfect! Te invităm aici pe scenă și imediat după ce ne vei cânta, o să vorbim și despre fiul vostru, Petrus. Acum, doamnelor și domnilor, Silvia Chifiruc. Foarte frumos! Bă, super! Mulțumesc! Ce frumos a fost! V-am văzut cântând! Domnule Roman! Îmi place! Păi ce să facă? Le știe pe din afară! Le știu, da, le știu că le repete ator, dar melodia asta chiar îmi place. Acum, e foarte vesel! Când o melodie nu știi niciodată dacă va fi sau nu ceea ce se numește un hit. Exact, este, da. E un fapt de neprevăzut, impredictibil. E un cântec foarte cunoscut care acum se cântă în România pe versurile lui Grigore Vieru. Cum e? Spunem
Ce seară minunată. Ce seară minunată, ce seară minunată. Da, 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 da. Știți, e un hit total, nu? Da, da, da. L-am cunoscut bine pe Ian Raibur, compozitorul. Da. Și ne-a povestit că această melodie a devenit hit după câți ani de la lansare? După 16 ani. Oh, nu pot să cred. Da, da. Ne-a povestit, am lansat. Da, 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 da. Succes. După 16 ani, asta înseamnă neprevăzut, impredictibil. Deci da, după fost 16 ani, cu foarte mulți ani în urmă, a venit un hit, a cântat-o da. Ion hit, Surceanu. Nu mai există nimic, nu mai e nuntă, botez, fără... Și apoi a preluat-o Paul da, Fuego. Da, eu sunt pasionat de... am scris și o carte pe tema asta despre neprevăzut. Și uite, n-am dat și exemplul ăsta, care totuși e formidabil. Un hit după 16 ani. Corect. Da. Discutam ceva mai devreme despre fiul vostru, despre Petrus. Petrus. Da. Cum e el acum? Ce face? Spuneți-ne mai multe. Acum e perioada testelor. Așa, are, da. Are de... În perioada când în perioada de pe care o online, de neșcoală. Online, da, da, da. Din păcate, de neșcoală. Nu prea îi place lui școala asta online. Dar ar vrea la școală, ceea ce normal, exact, ar vrea la școală. Dar se străduie să facă față. Ce pasiune are, ce inclinații. La munte? Petrus merge la munte, în ultima vreme mai puțin. L-am luat la pădure, în schimb. Avem o pădure în apropiere și e un loc foarte frumos. Un loc excepțional. Unde facem plimbări de câte o oră, două, în funcție de cum se poate. Și a fost cu noi, da. Este legat de prietenii lui, de la grădiniță, de la școală. Are un prieten de la grădiniță, de la 2 ani fără o lună. S-a împrietenit cu un băiețel, Matei. Și este... De nedespărțit. Da, exact. Are acum și alți prieteni. Mai are un prieten ulterior. Dar pasiunea lui e tenisul. Mar. Tenisul? Tenisul. Dar, da, e o pasiune. Ultima dată, spre surpriza mea, a fost întrebat ce vrei tu să faci? Vreau să fac tenisme. Ok. Ok, da. Asta e. Vocația există. Se antrenează de mult? Trebuie să o descoperi, dar ea există. Da, face tenis de... Face de... 2 ani. 2 ani, 3 ani. Da, 2 ani. Da, face, și... Mă rog. Lucrează. Și cum îl vedeți? Are potențial? Are... Puteți spune ceva la momentul ăsta? E talentat la tenis. Petrus e greu de spus. Da, pentru e un băiat așa isteț și iscusit, cum s-ar zice. Încă nu-mi dau seama, încă nu-mi dau seama ce... Care e vocația lui, încotro s-ar duce în mod natural. Nu-mi dau seama. Dar reușiți să vă puneți de acord atunci când vine vorba de educația lui? Adică luați împreună deciziile. Ce? Sunteți amândoi la fel de drastici? Da, nu suntem la fel. ne mai ciondănim în privința asta. Exact, pentru că ne dorim ca lucrurile să iasă foarte, foarte, foarte și el bine. Și știe, mami este mult mai permisivă. Aha. La tati... Ce? Mami îl răsfață într-un hal, fără de hal. Da, așa. Așa. Și... Îl râzgâie, ca să zic se așa. Zice. Iar eu trebuie să fiu ăla mai rău. Oricum, e bine așa, că există totuși un echilibru. Și el știe că la tati... Nu se poate nu chiar orice. Nu e loc. Da, da, da. Oricum, urmează o perioadă destul de delicată. Se apropie adolescența, nu? Cumva și... Are deja... asta pot să spun, pentru că îl observ. Da. Vă dați seama că îl observ tot timpul, cu maximă atenție. Are deja personalitate. Asta mi-e clar. Are personalitate în sine. Să spunem, partea genetică e clară. Partea de formare nu mi-este încă clară, pentru că toată societatea nu mai e cum a fost când eram, exact. Când eram eu de vârsta lui. Toate familiile românești erau iubitoare de carte. Da, 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 da. Ai carte, ai parte. Toate familiile românești nu se gândeau decât că copiii lor, fie fete, fie băieți, au un viitor, exact, prin dar carte. Astăzi, pot evolua pe scara socială. În mod, cred eu, greșit, această mentalitate nu mai e prevalentă. Nu mai e, dar pentru că eu cred că un adult echilibrat crește într-o familie fericită. Și mie mi se pare că la voi asta se regăsește. Adică el pasiunea și va descoperi la un moment dat. Foarte mare dreptate ai. Toți psihologii sunt de această...
tot psihologii și studiile psihologice sunt de această părere că dragostea pe care o primește, afecțiunea, dragostea pe care o primește un copil în copilărie și este ceea ce e o satura... Nu, nu, e mai mult decât, este o satura lui afectivă pentru toată viața. Așa este. Da. Armonia care asta se dezvoltă. Sper că i-am, armonia din familie. Sper că i-am dat-o. Dar ca orice părinți ne gândim încotro să dezvolte. E absolut normal. Da. Oricum, viitorul e destul de imprevizibil. Pentru toată cel lumea puțin, acum, da. Vremurile astea ne... Nu mai avem oricum. Da. Ne demonstrează cu prisosință că nu putem ști tocmai ce va fi. Tocmai vă spuneam că în intimitatea naturii și a omului e un fond de impredictibilitate, de neprevăzut. Da. Mulțumim tare mult de vizită, ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Și noi vă mulțumim. Plăcerea este minunată și de partea noastră. Să rămână. Aveam emoții pentru întâlnirea asta. Da, dișebre. Da, dișebre. Da. Știam, nu vă cunoșteam, nu... Venisem cu idei făcute de, nu știu, de prin ziare și mi-a făcut o mare plăcere să văd cât de uniți sunteți, ce relație frumoasă aveți. Da. Să rămână, mulțumim. Mulțumim din suflet, mulțumim. Asemenea, da. Vă dorim. Un să an ne revedem cu bine și sănătoși. Să fim sănătoși. Da. Un an bun, putem spune, și cu sărbători aș vrea. Da. Da. Cu toții ne dorim asta. Am vrea. Doamne ajută. Da. Să avem sărbători liniștite. Bune, ce liniștite. Bune. Să avem sărbători. Să rămânem la formula să avem sărbători. Să avem, asta e important. Mulțumim tare mult. Cu bucurie.